Distinsă doamnă ministru, dragi studenți, onorată asistență doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună seara! Tradițional, la finele anului calendaristic, facem și un bilanț al activității. Cum a fost anul, care peste câteva zile va deveni deja istorie pentru universitatea noastră. A fost al doilea an de activitate în condiții de pandemie. Desigur că a fost unul foarte complicat. Dar spre deosebire de anul 2020 eram deja într-o măsură oarecare pregătiți pentru acest lucru. În primul semestru am întreprins un șir de măsuri de îmbunătățire a condițiilor de activitate online. În instruirea clinică, la maxim, a fost exploatat Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală. Concomitent, s-a desfășurat o campanie insistentă de vaccinare a personalului universitar și a beneficiarilor de studii. Aceasta ne-a permis în semestrul de toamnă să trecem la activitate mixtă, în cea mai mare parte cu prezență fizică, păstrându-l online doar cursurile și alte manifestări care presupun prezența a unui număr mare de persoane. Și totuși, în perioada celor menționate, grație atitudinii responsabile a angajaților și beneficiarilor, a studenților universității, a dumneavoastră, toți dragi studenți, reușim să finalizăm cu bine anul 2021 și să demonstrăm că comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stimițanu din Republica Moldova este o echipă unită, este o forță capabilă să organizeze și să învingă în orice situații, înscriind astfel încă o filă importantă în istoria Alma Mater. Anul 2021 a înregistrat mai multe evenimente de rezonanță care vor influența întreaga activitate universitară în viitorul apropiat. În acest an a început procesul de implementare a unui nou plan strategic de dezvoltare a universității care va determina direcțiile și obiectivele instituției până în anul 2030. În luna iunie curent a fost supus procesului de monitorizare post-acreditare internațională, pe care, după cum știți, am obținut-o cu succes în primăvara anului 2019. Pentru o perioadă de 5 ani, de către Agenția Internațională de Acreditare și Rating din Kazahstan, conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală. Acest fapt înlesnește recunoașterea diplomelor de studii în alte state ale lumii și creează posibilități de afirmare a observanților noștri peste hotare. Printre evenimentele importante putem menționa de asemenea inițierea procedurii de acreditare internațională a programelor de studii superioare integrate medicină, stomatologie și farmacie, precum și de acreditare națională a programului de studii superioare de licență optometrie. Totodată, recent au fost acreditate la nivel național programul de studii superioare de licență sănătate publică, programul de studii de master management în sănătate publică și programul de educație profesională continuă a cadrelor didactice în psihopedagogie. În conformitate cu prevederile planului strategic, are loc extinderea și diversificarea ofertelor educaționale. Accentul s-a pus pe alinierea cercetărilor la standardele europene, publicarea materialelor în reviste cu factor de impact, participarea la proiecte de cercetări naționale și internaționale
atragere mai activă a tineretului studios în acest proces, în baza implementării principiului educație prin cercetare. S-a început lucrul organizatoric pentru desfășurarea cu succes a Congresului Internațional a Studenților și Tinerilor Medici Medispera 2022, ediția nouă, care deja a patra an se desfășoară numai în limba engleză. S-a dezvoltat ascendent relațiile de colaborare internaționale. Au fost semnate noi acorduri internaționale, interuniversitare, de mobilitate academică pentru profesori și studenți, inclusiv în cadrul programului Erasmus Plus. S-a întreprins măsuri de îmbunătățire a condițiilor de odihnă și trai a studenților în cămine. S-au efectuat reparații curente în blocul de studii și catedre, iarăși căminele studențești. Șirul de revizări ar putea fi continuu. Multe din acestea au fost prezentate la ședințele Senatului Universitar și au găsit reflectarea pe site-ul Universității, în ziarul Medicus, de ce îi permite să nu mă opresc la aceasta. Țin doar să menționez că în toate activitățile desfășurate în Universitate, direct sau indirect, prin intermediul reprezentanților în diferite structuri de conducere a Universității, în special prin departamentele Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină, activ ați participat și dumneavoastră, dragi studenți. Astăzi sunt obligat să constat cu mândrie că mediciniștii dețin înaintea printre colegii de la alte universități, atât prin reușita academică, cât și prin participarea la numeroate campanii sociale, competiții sportive, activități de caritate. Chiar și în condiții de restricții pandemice, dumneavoastră ați reușit să organizați diverse flashmoburi, acțiuni de solidaritate, acțiuni de informare. Dumneavoastră ați participat la numeroase acțiuni cu impact deosebit social, cum ar fi campaniile de donare de sânge, la înversirea plaiului, de formare a liceenilor despre ajutorul medical de urgență, organizări, vizite la micuții în internați în spitale și diferite acțiuni de susținere a persoanelor cu venituri reduse. Aparte, țin să menționez că studenții noștri au fost primii care au oferit să dea o mână de ajutor personalului medical în lupta cu noul tip de coronavirus, în calitate de voluntari la centrul de triere, la deservirea linii verzi a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, la Spitalul Clinic Municipal de Boli Constituționale pentru Copii, la procesarea fișurilor epidemiologice prevăzute deci de medici de familie, în procesul de monitorizare de la distanță a pacienților cu COVID-19. Mulți dintre dumneavoastră s-au alăturat companiei naționale de comunicare în contextul COVID-19, desfășurând acțiuni de informare prin universitățile și căminile din capitală și promovând vaccinarea în raioanele Republicii. Merită apreciere maratonul universitar de imunizare de la student la student, organizat în trei etape. În parteneriat cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării, Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină, cu suportul Consiliului Rectorilor de Republica Moldova, în perioada 28 septembrie 20 noiembrie 21 s-a desfășurat companie de informare și mobilizare a studenților și tinerilor din Moldova cu genericul Pune umărul, vaccinează-te. Un loc aparte în viața studentului de la medicină ocupă activitatea sportivă. Mediciniștii noștri participă și înregistrează performanțe la numeroase competiții interuniversitare, naționale și internaționale, de la care revin de fiecare dată cu premii și diferite trofee.
În această seară suntem prezenți la cea mai semnificativă festivitate din viața mediciniștilor din Universitatea de State Medicină și Farmacie Nicolae Stimețanu, Gala Studenților Laureați 21. Dumneavoastră, dragi studenți, sunteți cei mai buni dintre cei mai buni și nu repet prima dată acest lucru. Sunteți exemplu, model, demn de urmat. Mizăm mult pe inteligența, creativitatea și perseverența dumneavoastră. Noi vă dorim să deveniți specialiști medici și farmaciști de înaltă competență, slujitori fidei ai sistemului de sănătate, indiferent de țara, de origine, promotori al modului sănătos de viață și oameni cu o cultură morală înaltă. Dragi studenți, onorată asistență, în această seară specială, dar și cu prilejul ajunului Crăciunului și sărbătorilor de anul nou, am onoarea și deosebită plăcere în numele Senatului, Consiliul de Administrație, să vă adresez sincere felicitări și urări de sănătate, noroc și fericire, dragoste și multe încredere în forțele proprii. Mari succese în toate formele de activitate. Crăciun fericit și un an nou cu multe speranțe și realizări alături de cei dragi. La mulți ani, comunitate studențească universitară!